Pentru că mai avem foarte puțin timp până când e iarna, își va intra în drepturi. Angajații furnizorului de energie termică din oraș au început să efectueze probe pentru furnizarea agentului termic. Acestea aduc după sine și numeroase probleme. Alimentarea țevilor cu apă fierbinte duce în cele mai multe cazuri la inundații. În următoarea perioadă, cei ce profită de astfel de situații sunt instalatorii care nu fac față valului de avarii. Problemele cu care giurgiuvenii se confruntă frecvent, mai ales la instalațiile vechi, sunt înfundarea țevilor verticale, aerisirea acestora, elemenții de fontă, crăpași și robineții care se defectează de la un an la altul. Potrivit lucrătorilor de instalații sanitare, perioada aceasta este cea mai aglomerată. Încep să spargă țevile, calorifere vechi prin casă la oameni se sparg, nu mai țin robineții din nișele care aparțin cetului, sunt robinezi pe bilă și nu mai țin. Operatorii nu fac și ei față, că sunt trei operatori, poate a puncte termice, și până îl chem pe omul să-mi deschidă nișa, să închidem amândoi, vă dați seama, să inundă oamenii. Sunt multe, cei de la patru suferă pentru că se încarcă coloana și prinde aer și trebuie pe urmă să încărcăm iar până să sparge, cheamă-l să oprească turul, să dăm drumul retur, să facem aerisirea sus la coloană. Sunt multe, avarii peste avarii, mai ales la sistemul vechi, care au rămas în subsol, în acel pe scară, care sunt individuale. O altă cauză generatoare de incidente neplăcute este și necurățarea caloriferelor pe timpul verii. Majoritatea proprietarilor recur la astfel de lucrări abia în pragul iernii, când observă că nu au căldură. În cele mai multe cazuri, cei ce au de suferit din pricina acestor neglijențe sunt cei ce locuiesc la ultimul etaj.